Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Am văzut că v-a plăcut primul episod și mi-ați mai cerut episoade, așa că o să mai postez episoade, bineînțeles, cu seria asta. Și am și investit pentru a face episoadele mai bune și am investit destul de mult și sper să apreciați chestia asta. Adică mi-am luat un stand ăsta de tabletă, l-am luat din Jumbo, care a trebuit să fie un fel de fierăstrău ceva. Îl fac așa și pun, practic, tableta aici. Uite așa. Și stă așa, bam, hăsjonul, le-am dat un leu pe chestia asta, deci am investit o grămadă de bani. Și sper să apreciați. Așa, bun. Lăsăm gluma la o parte. Jocul ăsta e chiar foarte fucking șmecher. Și hai să vedem și ne Brawl Box. Avem un Brawl Box aici nou. 21 de coinuri. Niște upgrade-uri pentru Nita și pentru Penny. Cam asta e de... Mai avem unul? Mă, cât e asta? O, da! Este, mă! Brawler rar. Se numește Barley. Regular Barkeeper. Așa... În battle... O să ne uităm imediat ce face. Mai avem încă unul de ăsta. Dăm încă unul, te rog. Ah, fuck. Mi-a dat pentru Poco. Foarte tare, Poco e super bun. Și mi-a dat și pentru Barley. La Barley, dacă mai fac încă 10... o să îi fac level up cum ar veni. Big box, nu avem big box, dar asta este. Și avem o chestie nouă aici. Showdown, nu-mi place chestia asta. Dăm aici un battle și ne jucăm cu ăla nou. Nu știu ce face ăsta nou, dar descoperim imediat ce face el. Și hai să vedem și noi. Hai să jedim. E mișto că mă uit și pe monitor și pe tabletă în același și pe aceeași chestie. Bam! Huț, 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 mamă, mamă, nu, 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 nu. Nu știu cu ce dau. Oh, nu cred! Da, 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 da. Este unul dintre caracterele care aruncă cu sticluțe incendiare și alte nebunii. E fucking șmecher ăsta. Pentru că poți da și peste pereți. Ia uite, n-ați aici. Frate, asta e, da, asta e tare. Ăsta-l vroiam de mult timp. De mult timp, că n-ai și de mult timp jocul ăsta. Dar prima oară eu ăsta l-am văzut. Și mai e unul care aruncă tot așa un fel de bombe, ceva chestii. N-am băcut să mai scapi, că ți-am dat-o, fraiere. Așa. Ăsta e șmecher, frate, campionul ăsta. N-a ce damage le-am dat. N-a ce damage le-am dat. Și au și un de la. Așa. N-am apucat asta ultimata, fuck. Dacă le dădeam ultimata acum, mamă, și câte dale au câștigat oamenii, nu cred, mă. Pregătim ultima ta pentru ei repede. E ultima noastră șansă. Oh! Dar n-am avut ce să le mai facem. Bă, dacă prindeam ultima ta în momentul ăla era bombă. Dar frate, caracterul ăsta e fucking smecher. E miștorul de tot. Îmi dă și mie ceva pentru el? 10 dalea. Ok. Mișto. Nice. Hai să mai dăm încă una. Bă, și-aș juca tot cu ăsta, mă. E chiar mișto. Hai să vedem exact ce fac... ce skill-uri are omul. Ia să vedem ce face. Deci are 2400 HP. Atac normal 600 damage per second. Așa aruncă cu sticla pe pământ. Și inamicii cât stau în splash-ul ăla, în lichidul ăla de la sticlă, își primesc câte 600 de damage pe secundă, ceea ce e destul de mult. Și mai este și super, adică ultimata se numește super damage pe secundă, așa. Aruncă o grămadă sticle acolo și acoperă o zonă mult mai mare, dar nu dă damage la fel de mare cât dă skill-ul normal. Dar e zona foarte mare și e greu să se ferească de skill-ul meu.
Și mai avem aici, putem să dăm upgrade la anumiți campioni de ăștia. Dar nu vom face asta momentan. Hai să luăm și noi un free box de aici. Am văzut că am primit mesaje de la voi cum că jocul ăsta o să fie 3D. Cum ar veni. Jocul este deja 3D. Haideți să ne uităm aici. La legend tot pe ăsta, pentru că e fucking șmecheră de tot. Jocul este deja 3D și în momentul ăsta. Doar că o să primească un update cu grafica îmbunătățită. Adică caracterele care le vedeți acum, astea sunt 3D. Boschete și sunt la fel 3D, pietrele la fel 3D și așa mai departe. Doar că o să primească un update care să îmbunătățească grafica și să fie și mai 3D, să zic așa. Dar el este deja 3D. Bam. A, merge și direct după ecran, nu trebuie neapărat după chestia aia. Păi așa, asta... Asta schimbă totul. N-a ce dimici a luat ăla, n-a ce dimici a luat unul. Bine mă, băiatule. Na, ce damage le dau. N-ai cum, prietenaș. Hai mă, să ies eu de aici. Pot merge și de aici. De ce nu trebuie neapărat să țin pe ecran șmecheria? Hai să le băgăm ultimat acolo. I-am panicat pe toți, au fugit toți nebunii. Bă, ăla-i tat. De acolo, ia-o-te damage-ul, n-a damage-ul, n-a damage-ul. Dă-i cu sticla, dă-i cu sticla, fugi, Leo. Ăla are 13 pedale. Nu te bate cu ei. Nu te bate cu ei. Bine, mă, 13 la 1, atât. Atât, mă, win-ul nostru. N-am primit eu star player, dar ce mai contează? Mișto. 20 de astea, 20 de key frumos, 40 de key în total. Hăț, hăț, hăț. Încă un match. Oh, mi-a dat și big box. Cred că la win îți dă big box sau nu știu, habar n-am care-i șmecheria. Ui, putea să-i fac upgrade, nu merge încă. Mai dăm una, jucăm doar cu ăsta, frate, de data asta, pentru că îmi place foarte mișto, e foarte, foarte, foarte mișto, îmi place foarte mult. Și dăm un meci tot cu fraierul ăsta. Hai, prietena, și încarcă-te. Ăla e gem grab, collect the gems. Deci aici, pe sfârșitul meciului, trebuie practic să fii echipa ta să aibă cele mai multe gemuri de alea adunate. N-a damage, n-a damage, mă! N-a damage, mă! Le-am luat chef-ul, mă, la nebuni. E mort ăla. E mort, n-are cum. N-a murit, mă! Ba da, l-am luat și eu. L-am luat și eu, l-am luat și eu pe ăla. Pregătim ultima ta. Na, ce s-a întâmplat acolo? L-am luat pe unul, ți apare în stânga kill-urile tale. Am din nou ultimata, du-te, mă. N-ad aici, n-ad aici, mă, n-ad aici, mă, kill-uri. L-am luat și pe ăla, e al meu. Atât, mă, atât, mă, am din nou ultimata, fii atent. De ce am zăpăcit cu ăsta? N-ad damage aici, n-ad kill-uri. E foarte tare că poți să dai peste perete, frate. Au boală pe mine oamenii acum. Cred că meciul ăsta mi-au star player. La câte kill-uri am făcut. Bam, dă-le cu sticla frumos. Cred că ăsta e star player-ul meu, băieți. Oh!
I-am nenorocit, mă, prietene. Star player, mă! Star player, atât. Că am făcut la kill-uri de i-am zăpăcit. Deci e genial caracterul ăsta, frate. Rencap la băiat. Și avem și o cutie deschis. Mi-a dat 50 de dale. Și dă și un big box. Bă, big box nu mi-a dat. Nu știu când se dă big box-ul, habar n-am. Lasă să deschidem asta, dăm un caracter nou. Nu mi-a dat. Pentru Penny, dă și pentru Butler ăsta, cum îl cheamă el. Nu mi-a dat. Dar mi-a dat foarte multe pentru Shelly. Cred că Shelly era aia, nu? Da, Shelly. Mi-a dat foarte multe. Și pot să-i fac și la ăsta, de câte am observat eu. Merge? Dar așa mi-a părea că are level up. Sau ceva. Oricum, meciul ăsta a fost chiar fucking smaker, frate. A fost chiar mișto. Așa. Nu știu când se lansează o oficial jocul sau dacă s-a lansat. Jocul trebuie să lanseze în decembrie, dar nu știu când se va lansa. După cum v-am zis și în episodul anterior, eu mi-am doar dat jocul modificând pe iOS. Am modificat acolo din store. Am modificat regiunea, am pus Canada, Ontario, Canada, am băgat acolo chestii, trei tip acolo manevre și am mers. Dacă nu e ceva ilegal, cam așa știu. Doar a schimbat regiunea și atâta, nu e ceva... ceva ilegal ce n-ai avea voie să faci, știi? Așa. Așa, mai dăm un comeci cu ăsta, frate. Bă, îmi place mult de tot ăsta care anucă cu sticlele astea, e fucking șmecher. Ăsta s-ar putea să devină main-ul meu. Că e foarte ca lumea că poți să dai peste pereți cu sticlele astea, știi? De exemplu, ia uite. Nu, m-a luat. Mamă, cât damage mi-a dat, 1050, e bun? Ia uite ce-a dat ăla, ăla cred că e ultimata lui, frate, ești nebun în ultimul hal. I-am luat și eu, mi-am luat un kill acolo. Opa, o să mor. N-am murit, îmi iau heal de la asta repede. Nice. Bam. Am ultimat RD. Două pe ei. Na, ce plouă acolo, ești de bun. 12. E careva care stă ascuns cu dalea multe. N-am putut să vedem unde e. A, uite, era în boschetele alt. I-am crezut că e în boschetul din stânga, dar era ăla, nu ăla din dreapta. Asta este. Ok. Da, mă, fraților, și cam asta e cu șmecheria. Dacă vreți să intrați și voi în clanul meu, aveți pe clan în momentul de față acolo cum se numește banda, că nu este clan, este bandă, așa se numește aici, The Band. Este banda Epic Shorty. Și dacă sunt și alte benzi care au numele Epic Shorty, atunci va trebui să căutați după codul ăsta de pe clan din momentul de față, VYLRK8. L-aveți și jos acolo, ca să fiți siguri că intrați în banda mea. Suntem 100 din 100 în momentul de față, dar foarte curând vom pune și noi o limită de cupe de-astea, să punem o limită. Când o fi jocul lansat și așa mai departe. Momentan acceptăm pe oricine, este, cum se numește, intrarea în clan este deschisă pentru oricine vrea să aplice. Și suntem 100 de inși, frate, aici deja. Și cam asta este. Hai să dăm și upgrade-ul astea, dar sincer aș păstra punctele astea și nu vreau să dau. Uite, la Shelly, la Shelly dăm pentru că cu asta ne jucăm, știi? E foarte mișto Shelly. Aș mai vrea să dau și la Penny, pentru că și Penny dă damage bun. Dă chiar bun damage, frate, super cannon damage alea, e foarte mișto. Și la ăsta, aș vrea de asta, la asta nu am, uite, mi-am nevoie de încă un de la pentru upgrade. O să lăsăm așa momentan. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să dați și voi un like. Dați acolo cu piciorul în like.
dați click și pe clopoțel. Ca să vedeți și noi câte like-uri strângem la episodul ăsta. Iar noi ne revedem data viitoare la un nou episod. Ciao! Hei! Dacă ți-a plăcut video-ul, nu uita să apeși butonul de like, apreciez enorm. Dacă vrei să te uiți și la alte video-uri, click chiar aici pentru video-ul anterior sau aici pentru video random. Iar dacă îți place canalul, abonează-te chiar acum. Click pe fața mea. Gen, știu că poți face asta, am încredere în tine.